Este jale în învățământul gorjan. În unele școli, directorii și profesorii fac ce doresc, notele obținute la examenele naționale fiind rezultatul acțiunilor nepăsării dascălilor. În urma unor controle inopinate, conducerea ISJ Gorj susține că elevii sau directorii sunt de negăsit în unele unități de învățământ. S-a ajuns atât de departe încât unii profesori au apelat la figuranți pentru a ascunde lipsa elevilor de la ore. Dinainte să se meargă la liceul auto, atunci când s-au descoperit patru elevi, la școala pozițională nu era absolut nimeni și conducerea școlii a decis faptul ca aceste clase să fie populate cu angajații școlii și cu elevii care erau în cămin în momentul respectiv, adică elevii de la zi. Aici vorbim despre școala pozițială, care reprezintă pentru profesori normal o didactică, încadrarea lor. Deci profesorii erau prezenți, nu spun că profesorii erau absenți, erau prezenți, dar erau prezenți în cancelarie pentru că nu aveau, așa cum am mai spus, obiectul muncii, nu aveau cui să predea. Și au crezut că ne pot păcăli în felul acesta. Numai că noi am aflat și exact în ziua respectivă întâmplarea a făcut ca noi să nu mergem acolo. Crezând că pericolul a trecut, a doua zi n-au mai simțit necesar să populeze sările de clasă cu angajații școlii. Și inspectorii au... Da, da. Exact. Păi și ce am zis că se înțelege sau cum? Era școală pozițială și atunci vârsta n-ar mai fi fost de 14-15 ani ca să pot să... Nu se operau absențe, dacă erau puși figuranții... Atunci da, probabil că nu se... Da, cu siguranță atunci nu se operau absențe. Pentru că dacă s-ar opera absențe pentru toate zilele în care acești elevi absentează, s-ar autodesfința de la sine, deoarece nu ai cum, îi exmatriculezi din cauza absențelor. Nici directorii unităților de învățământ nu sunt departe. În unele școli, aceștia sunt de negăsit. Aș vrea să vă spun că și ieri am intrat pe la niște școli prin județ și am căutat directorul care nu era la serviciu, nu era nici măcar în județ. Ca să nu mai spunem faptul că nu înștiințase inspectoratul școlar, că nu lăsase o decizie prin care delega atribuțiile sale cuiva din școală. Efectivă era neacoperită. Aceștia sunt directori cu concurs, care consideră că nu trebuie să mai răspundă pentru ceva în fața inspectoratului școlar. Dar probabil că în fața părinților și a elevilor ar trebui să răspundă. Cam asta este atitudinea care se schimbă după promovarea unui astfel de concurs. Cam cu așa ceva și mult mai multe, și veți afla în perioada următoare, cu mult mai multe ne ocupăm, ne confruntăm din partea acestor directori. Inspectoratul școlar susține că are puteri limitate și nu poate aplica sancțiuni pentru că rolul lor ca instituție este de consiliere și sprijin. În aceste condiții este lesne de înțeles făgașul educației din România.